Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în împrejurimile Curții de Argeș și astăzi avem un material interesant. Este primul din cele două materiale destinate acestei zone și suntem aici cu Ovidiu Stan. Salut! Ovidiu, o să ne spună ce facem astăzi, o să se prezinte, o să ne zică de ce cunoaște foarte bine zona asta și o să ne zică și ce facem în al doilea episod. Te salut, Cristi! Salut! Vă salut pe toți! Mă bucur din suflet că v-ați gândit să faceți un episod despre împrejurimile Curții de Argeș și despre Curtea de Argeș, așa cum spuneai. E bine, astăzi avem câteva obiective turistico-culturale, geografice, istorice foarte importante. În primul rând vom afla la povestea aspretelui, celui mai rar pește din Europa, care se găsește doar pe râul Vâlsan și doar pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri. Vom merge la izvoarele sulfuroase din cheile Vâlsanului, unde de asemenea o să vedem cât de importantă e această apă atât pentru terapie, cât și pentru ichtiofaună, pentru peștișor. Vom merge la biserica de la Brădetu, o ctitorie a lui Mircea cel Bătrân, deci o istorie de peste 600 de ani a bisericii. Apoi vom reveni la The Story Garden, unde ne vom delecta cu mici povești ale locului. Nu după foarte mult timp vom poposi la Corbii de Piatră pentru a afla povestea mănăstirii de la Corbii de Piatră și a Căsuței Albastre, casa muzeu, care exprimă cel mai bine tradițiile satului mușceleanu argeșan. O să încheiem aici la Nucșoara, pe malul lacului, despre mișcarea de rezistență anticomunistă și fagii seculari. Pune-ne câteva lucruri și despre tine. Despre mine, sunt geograf, lucrez în sfera de cercetare în cadrul proiectului de biodiversitate Aspretele Trăiește și dețin și un business turistic de outdoor, se numește Explore Transfăgărășan. Mi-am dorit să fie ceva inedit. M-am pus bazele în 2019 alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Vlad. Ne-am dorit să fie altceva în sensul în care nu clasicul turism, venim, mâncăm, vedem câte ceva, după care plecăm. Nu, să descoperim împreună cu oamenii, cu turiștii, cu colaboratorii noștri aceste zone absolut minunate, nu doar din zona de nord a Argeșului, ci din țară și din zona Sibiului și Brașovului și mai departe în Transilvania sau în Oltenia, despre ceea ce înseamnă să iei la pas, să cunoști tradiții locale, să gusti din mâncarea locală, să cunoști obiceiuri și, bineînțeles, sănătate în stare pură prin mersul la pas. Care sunt tururile pe care un turist poate să le, să ți le ceară? Avem un site, în Explore Transfăgărășan sunt o parte dintre tururi acolo. Majoritatea sunt canalizate spre zona de Argeș. Asta pentru că sunt de la Curtea de Argeș, m-am născut la Curtea de Argeș, mi-am petrecut copilăria pe Valea Vâlsanului, la Brădetu, Galeșu și chiar și aici la Nucșoara. Și am zis că înainte de toate vreau să dau o valență acestor locuri pe care le iubesc extraordinar de mult. Sunt tururi de sat, așa cum avem la Brădet, putem să facem turul lacului de la Nucșoara, putem să facem un tur de la Nucșoara la Brădetu în Vâlsan, drumul partizanilor. De asemenea, practic facem o simulare a ceea ce a însemnat mișcarea grupului Haiducii Mușcelului. Avem de asemenea în Poienile Vâlsanului și, desigur, lista poate continua aici. Moldoveanu, munții din apropiere, pentru că suntem la poalele Făgărașilor. De asemenea, mergem în zona Sibiului, City Tour de Sibiu, cum facem City Tour și la Curtea de Argeș. Avem zona din mărginimea Sibiului, care de asemenea spune o poveste absolut fantastică. Oltenia de Sumunde, deci în nordul județelor Vâlcea. Și, de asemenea, în zona Brașovului. O zonă, spun eu, ofertantă turistic, dar în același timp cu multă biodiversitate și cu peisaj, în primul rând, de deal, munte, pădure și ape. Spuneați despre Curtea de Argeș. Da. Un loc cu mare greutate, istorică, literară, turistică. Numai că noi astăzi nu stăm chiar la Curtea de Argeș. Am venit un pic mai la nord de Curtea de Argeș, vreo 30 de kilometri, pentru a vă arăta și a vorbi despre Valea Vâlsanului, minunățile de aici
și Valea Râului Doamnei, pentru că avem câteva lucruri absolut fantastice de oferit și de povestit, bineînțeles. Și câteva proiecte chiar. Și câteva proiecte. Și o să discutăm și despre ele, pentru că sunt niște proiecte turistice foarte interesante. Turistice și de cercetare în zonă. Suntem pe podul de Mocăniță, fostul pod de Mocăniță. Trebuie să vă spun că la începutul anilor 20 a fost construită o cale ferată pentru transportul lemnului, care făcea legătura între Curtea de Argeș și localitățile din nord, realmente de la Poalele Făgărașilor, și anume Nucșoara și Slatina. E bine, ce vedem aici, practic, este o relicvă. De mai bine de 50 de ani nu mai circulă Mocănița. Nu era destinată oamenilor, era destinată strict transportului de lemn. Podul acesta are o însemnătate aparte, unul pentru că încă e în picioare, încă e ok, și păstrează vie tot ce a însemnat Mocănița pentru zona aceasta. Când se făceau exploatări forestiere firești, dar în același timp limitate, ca să spun așa, exista o logică în sensul acesta. Ne aflăm în satul Galeșu, comuna Brăduleț, județul Argeș. Am dorit să începem povestea de aici, pentru că, dincolo de faptul că m-am născut la Curtea de Argeș și am copilărit pe Valea Vâlsanului și la Nucșoara pe Râul Doamnei, tatăl meu fiind de aici, de la Galeșu, pentru noi, Râul Vâlsan are o simbolistică aparte, exact cum începusei să spui. Și începem povestea despre cel mai rar și printre cei mai vechi pești din Europa, și anume aspretele, sau în denumirea științifică Romanictis valsanicola. Romanictis, da, de la Românie, valsanicola de la Râul Vâlsan, adică pește românesc. Nu departe de această structură de pod, avem două terenuri achiziționate pe care o să le vedem, unde practic va fi o bază de cercetare aici, un complex integrat care va cuprinde și o zonă de parc, o mică zonă de promenadă, totul pentru a crea în firescul lucrului ceea ce înseamnă practic biodiversitatea. Despre proiectul de biodiversitate și asprete, pentru că am început cu el, în 1956, un student la biologie, Nicolae Stoica, original din Vâlsănești, deci de pe Valea Vâlsanului, a propus o teză de licență despre studiul peștilor. E bine, a venit pe Vâlsan și la un moment dat a identificat un pește pe care nu l-a găsit. A mers mai departe la profesorul dumnealui și și-au dat seama că este un pește unicat. În 56 vorbim totuși de niște ani, destul de mulți acum, dacă stau bine să mă întorc în timp. E bine, și-au dat seama despre însemnătatea acestui pește și au venit la cercetări intense. Iar unul dintre oamenii, profesorul academician Petru Bănărescu, a fost cel care practic a pus în valență Valea Vâlsanului și în special cercetările despre asprete. E bine, a urmat o perioadă sumbră, și anume perioada comunistă, unde cercetările se desfășurau destul de greu. Era destul de anevoios să vii, imaginați-vă, știm cu toții din acei ani de plumb, cum le spun eu, că se construia mult, da, blocuri, uzine, cercetarea era departe. Aveam o academiciană, doctor honoris causa, o știm cu toții de la București, însă nu erau implicați în alte proiecte, să spunem, de biodiversitate, de amploare, de cercetare. Trebuie să vă spun că, tot în scurta poveste despre istoria peștelui, pe Valea Vâlsanului, și nu doar pe Valea Vâlsanului, și pe celelalte râuri spre Berevoiești, existau mici exploatări cariere, da? Mine. E bine, undeva spre anii 70, o haltă de steril din Valea Vâlsanului, din Cheile Vâlsanului, s-a scurs în apă și s-a crezut pentru o perioadă lungă de timp că practic nu mai există niciun pește, dar aminte asprete. Din fericire au supraviețuit pește și a supraviețuit și aspretele. Și încă o componentă foarte interesantă, știm cu toții, la începutul anilor 70, final de anii 60, început de anii 70, s-a construit complexul hidrotehnic al Argeșului.
prin centrala de la Vidraru și, bineînțeles, barajul pe care îl știm cu toții. E bine, în toată treaba asta, practic ce înseamnă Argeșul sau barajul Vidraru? Cele două râuri mari, Capra și Buda. E, gândiți-vă, capacitatea lacului Vidraru este la plin, undeva la vreo 368 de milioane metri cubi. E bine, aveau nevoie de un plus de apă și s-au făcut captări din râurile de lângă bazinul principal al Argeșului. Iar pe malul drept tehnic, dinspre partea dreaptă, Valea lui Stan și Topologul, prin tunelul de aducțiune, au adus apă direct în lacul Vidraru. Același lucru s-a întâmplat și de pe malul stâng tehnic, și anume râurile Vâlsan, pe care suntem acum, împreună cu afluentul lui Dobroneagu, și râul Doamnei, unde o să mergem mai târziu, cu afluentul lui Cernat, mai sunt Bratia și Brătioara. Gândiți-vă, galerii subterane, unde o parte importantă din apă este în continuare captată și adusă în lacul Vidraru pentru a asigura un necesar de apă permanent, evident. E bine, lucrul acesta pentru râurile, așa cum este Vâlsanul, un deficit de apă nu a fost ok. Și nu doar pentru asprete, ci în general pentru ichtiofaună. Pentru că știți ce se întâmplă? Înainte de a avea hrană, ai nevoie de o casă care să te găzduiască ca atare. E bine, prin anii 70-80, de asemenea, s-au mai făcut lucrări de decolmatare și chiar pe râu exista un mâl destul de pronunțat. Vă dați seama că asta era o problemă pentru zoobentosul, fitobentosul, să spunem ce înseamnă practic lucrul ăsta. Zoo, deci practic partea de nevertebrate, cranelor, și fitobentos, partea de alge. Deci cam ceea ce înseamnă un mediu acvatic adecvat, pentru că trebuie să fim serioși. Peștele nu poate să trăiască doar pe o gresie sau doar pe marnă sau doar pe bolovani. Are nevoie de un habitat corespunzător. E, și după acel mini incident, să spun, așternându-se o peliculă din asta de mâl, s-a crezut din nou că nu mai avem. Și undeva la vreo 10 ani au zis, gata, nu mai avem prin anii 80. S-a terminat, din păcate, povestea. Numai că la începutul anilor 90, același academician Petre Bănărescu, împreună cu câțiva studenți, printre care și colegul nostru Nicolae Crăciun, au efectuat din nou studii de cercetare pentru identificarea aspretelui. În anii 90, vă dați seama că tehnologia era oarecum rudimentară, dacă stăm să ne raportăm la ce e acum. Și, într-adevăr, au fost identificate puține exemplare, dar au fost identificate, ceea ce a însemnat extraordinar de mult. Extraordinar de mult. După care, să revenim în perioada recentă, în anul 2020, alpinistul Alex Găvan și unul dintre prietenii mei a decis să creeze o fundație, Fundația Alex Găvan, și unul dintre subiectele de bază a fost acesta și e în continuare, de salvarea de la dispariție a acestui pește relicvă vie. De ce? Pentru că este unicat la nivel mondial, evident și european, atât prin morfologia lui, cât și, bineînțeles, prin vârstă și, evident, raritatea lui. Așa a început practic proiectul împreună cu bunii noștri prieteni și colaboratori Fauna and Flora International, divizia de România, cărora le mulțumim și le mulțumesc public lui Ian, Mihaela, Mircea și toată echipa de acolo, care a fost un suport extraordinar. Eu sunt geograf, practic, Alex are studii în economie, e ultra pasionat de alpinism, de toate astea, dar vă dați seama că noi nu eram niciunul biolog, ichtiolog. E bine, au venit colegii noștri de acolo, între timp s-au alăturat și alți colegi din țară și, bineînțeles, din străinătate. Povestea spretelui continuă să dăinuiască pentru că niște oameni nebuni, să zic așa, ca noi, ne-am încăpățânat să punem în valoare simbolistica științifică, dar în același timp și noțiunea turistică în sine și
Valența de țară. Vedeți că mergem în diferite zone din lumea asta, găsim o pietricică, cum vorbeam noi, Cristi, și toată lumea cea au căzut de pe Marte, de unde a venit, să ne închinăm. Ia uite ce piatră, gata, da, o punem în muzeu. E bine, noi avem în acest râu un pește care există. Și prima sesiune de pescuit științific de acum câțiva ani, deși Academia Română de Deau și Studii de Specialitate undeva la vreo 12 exemplare, adică nimic practic, sunt pe listă roșie a IUCN, adică de dispariție iminentă, din păcate, noi, echipa adunată despre care vă vorbeam un pic mai devreme, am zis, în primul rând, băi frate, vrem să vedem, mai avem sau nu mai avem asprete. Asta a fost the big challenge pentru noi. Mai există sau nu mai există? Surpriza a fost mare că am găsit 57 de exemplare. 57 de exemplare de la cele 12 a fost o surpriză incredibilă și asta ne-a făcut să ne bucurăm, dar cu rațiune. Am zis, băi, totuși sunt puțini. 57, vă dați seama, nu înseamnă mare lucru, dar bucuria că sunt ne-a dat speranță să continuăm și să mergem mai departe. A urmat în 2023 o altă campanie de pescuit științific. Știam cumva, ne-am adaptat metodologia de pescuit și surpriza noastră a fost să ajungem la 149. Deci a fost o diferență extrem de importantă. Iar acum am avut în iunie, la începutul lunii iunie, a treia campanie de pescuit științific, pentru prima dată în lună de vară, pentru că celelalte două s-au desfășurat septembrie-octombrie. De ce în lună de vară? Pentru că am vrut să identificăm și puiet. În acest sens, să vedem dacă, cum și în ce fel. E bine, ceea ce vă spun acum este fără discuție cu un caracter de noutate, un caracter științific, dar vreau să înțelegem cu toții că noi încă suntem la început de drum. Pentru că am fost întrebați, dar chiar de 65 de milioane de ani există acest pește, cum este dat în presă, în media și chiar în unele manuale. Trebuie să fim foarte corect și să spunem faptul că încă se lucrează la aspecte de genul vârstă, aspecte de genul despre morfologia peștelui în sine și, bineînțeles, toate cu morfologia râului. Nu putem afirma cu tărie că are 65 de milioane de ani, dar nici nu putem dărâma acest mit până nu venim cu informații noi. Și deja în echipa noastră mixtă avem colegi și din străinătate, și din Germania, și din Anglia, și din mai multe state, ne-am adunat și luăm bucățică cu bucățică. E bine, am vorbit despre pește. Și despre pescuitul științific. Spune-ne puțin și despre pescuitul științific. Cum e pescuitul științific? Da. E foarte interesant. Pe cel sportiv îl știm. Da. O să fiți cumva dezamăgit, nu sunt pescar. Așa, când și când. Adică nu sunt și la plută, liniștit acolo. Înainte de a spune despre pescuitul științific, vreau să vă spun câte ceva despre acest peștișor, pentru că nu se vede și, în general, nu s-a văzut la televizor, deși avem o filmare anulată în media în 2022. Unul dintre colegii noștri, un ichtiolog foarte bun, Andrei Togor, a reușit să-l filmeze și Alex Găvan a reușit mai departe să-l dea în media să se vadă pentru prima dată în istoria existenței lui aspretele filmat. O să vă arăt din filmarea respectivă. Din păcate nu putem să-l vedem, se ascunde sub bolovani de acele dimensiuni destul de mari. Destul de mari. Este un pește leneș. E un pește nocturn. Preferă apa bine oxigenată, destul de repede, nu foarte rece. De aceea el se întinde de la localitatea Brădetu din Amonte până în jos spre Vâlsănești, în aval. E un microclimat care îi conferă și protecție și sursă de hrană, iar în același timp nu intervin specii care să-l pună în pericol. Și una dintre ele este faimosul și gustosul păstrăv. Păstrăvul este un dușman, din păcate, al aspretelui, mănâncă ponta. E bine, din fericire, păstrăvul nu coboară chiar atât de mult, deci arealele sunt încă diferite, ceea ce îl face pe asprete să fie cumva la locul lui din punctul ăsta de vedere protejat. Despre dimensiunile lui, păi la maturitate atinge cam 10-12 cm. Sunt absolut convins că micuț, așa. Foarte micuț, cam așa este, da. La maturitate. Gândiți-vă, 10-12 cm. Sunt convins, Cristi, că și tu știi și toți privitorii noștri cum arată un guvid.
Vreau să fac o similitudine pentru ca oamenii să-și dea seama după ce o să încărcăm poze și materiale. Ca un guvid, practic, din capul lui pornește coada, ca să zic. Adică e strange, așa, arată un pic foarte, foarte ciudat. Arată într-adevăr ca o fosilă, arată ca un pește neșlefuit. În notătoarele lui, laterale, sunt ca la o libelulă. Dacă la majoritatea peștilor vedem așa ca la un fluture, da, la el ca la o libelulă. Deci o deschide capul ușor turtit, cu ochișorii aici sus și în mijlocul capului și este aspru la atingere. De ce? Pentru că are solzișorii. De asta, în termeni populari, s-a și spus și se spune asprete. Aspre. E mult mai ușor, de la aspru. E bine, foarte mulți oameni ne-au sunat și au zis în felul următor. Și noi am găsit asprete pe râurile... S-a dovedit a nu fi asprete. Asta, la pentru asta noi ar fi fost foarte interesant să mai găsim asprete în altă parte. Se confundă foarte ușor cu ruda lui, cu nepotul lui, un pic mai tânăr. Cu și anume, câțiva zeci de milioane de ani. Câțiva zeci de milioane de ani. Și anume cu zglăvocul. Cotus gobio. De seamănă izbitor. Seamănă, numai că zglăvocul are capul și mai turtit, iar înnotătoarele sunt un pic diferite în formă de fluture la zglăvoc, iar libelul, așa cum spuneam, la asprete. Și diferența palpabilă este că, într-adevăr, nu e atât de aspru. Nu e aspru pentru că nu are sos. Revenind un pic la întrebarea de mai devreme, dar am ținut în mod special să fac o introducere despre cum este acest pește, ca oamenii să înțeleagă și să-l deja să-l aibă în minte. Pescuitul științific, așa cum numele spune, se referă doar la acțiuni care au ca scop direct științific. Sunt niște metode atestate, agreate la nivel internațional, european, evident, mondial, prin care se fac acțiuni de capturare, inventariere, eliberare a unei specii de pește sau mai multe specii de pește. E bine, nu e cu undița, nu e cu plasa, cum se credea, deși cu foarte mulți ani în urmă, evident că existau plase. Adică nu putem vorbi despre un pescuit științific adus la un nivel prin anii 50, 60, 70, nici măcar în anii 90. De-abia pe finalul anilor 90, cu acele ustensile, se numesc electrofishing-uri, atestate, calibrate, printr-un impuls electromagnetic cu anod și catod. Nu o să intru foarte mult în latura asta tehnică, nu este specialitatea mea, am vrut doar să vă faceți o imagine despre ceea ce înseamnă lucrul acesta. Evident, peștișorii, după ce au fost capturați, identificați, ținuți în recipiente cu oxigen, adică nu oricum, și bineînțeles eliberați în aceleași locuri, unde practic i-am descoperit, inclusiv în zone ca aceasta, unde morfologia râului este absolut senzațională și practic așa trebuie să arate un habitat. Cu vegetație ripariană, vegetație ripariană înseamnă vegetația de mal, care ține în primul rând malul și care creează un microclimat prin umbra care, după cum bine vedeți, o are. Deci are o dublă însemnătate. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca acest Alnus glutinosa sau arinul negru, avem și arin alb, acesta este Alnus glutinosa, dacă nu ar fi existat, temperatura apei ar fi crescut, ceea ce nu ar fi fost ok, în primul rând pentru asprete. Perfect. Acum o să mergem înapoi pe podul de 100 de ani și ne deplasăm la următoarea... Ne deplasăm la următorul obiectiv, următorul obiectiv. Și anume la izvoarele oligominerale de la Vâlsan. Din Vâlsan, trebuie să vă spun că în zona de sud a Făgărașilor, până spre Valea Oltului, există o falie care favorizează izvoarele sulfuroase, bogate în sulf, în iod, în diferite componente chimice, foarte sănătoase pentru oameni, atât în recuperare, pentru diferite afecțiuni, dar despre toate astea o să vă spun acolo, pentru că la Brădetul se află și un spital de recuperare, construit încă din 1975 pentru tratarea diferitelor afecțiuni. Gândiți-vă la însemnătatea acestor ape, dacă s-a decis încă de atunci crearea unui astfel de sanatoriu. Și mai e o chestie, încă nu o știm,
facem studii amănunțite dacă nu cumva apa aceasta sulfuroasă favorizează chiar existența spretelui. Asta o vom afla probabil în viitorul speriu cât mai apropiat. Bun, haideți să mergem mai departe. Suntem într-o zonă umbrită cu un miros foarte puternic a sulf. Suntem într-o zonă atât de dragă sufletului meu și în general localnicilor de aici și turiștilor, pentru că am lăsat un pic în urmă satul Brădetu, satul copilăriei mele, și am pornit mai departe spre zona de chei. Practic de aici încolo nu mai avem sate, nu mai avem case. Zona din Cheile Vâlsanului, o zonă foarte spectaculoasă, care te invită la promenadă, te invită la relaxare. E bine, în zona asta de chei avem cu preponderență izvoarele sulfuroase sau izvoarele oligominerale. Și ca să creăm un tot, vă povesteam la Galeșu despre asprete și despre însemnătatea lui pentru ceea ce înseamnă Vâlsanul și, practic, zona noastră. E bine, suntem în continuare în studii despre chimismul apei, despre habitatul aspretului, să vedem dacă nu cumva această apă sulfuroasă are o contribuție importantă în ceea ce înseamnă supraviețuirea speciei. Încă nu știm. Suntem la început, facem analiză. Dar sunt bănuieli. Sunt bănuieli. Sunt câteva ipoteze care stau în picioare, ceea ce ne face să credem că și această apă sulfuroasă poate fi o componentă importantă în ceea ce înseamnă mediul acvatic. Și vorbim deocamdată de 10 izvoare. Până mai acum ceva timp erau date ca și 7 izvoare, dar din studiile noastre din anii trecuți, 2023, 2022, 2021, colegii noștri au reușit să mai identifice încă 3 izvoare. Câte sunt amenajate? Amenajate avem 3. Da. Acesta cel mai dinamonte, care se numește Putina, pe structură de lemn. O să vorbesc imediat despre frumusețea lui. Avem un pic mai jos, la 200 de metri, Puturosu, care are o structură de piatră, și cel unde am filmat la Galeșu, dar nu am ajuns acolo, este doar într-o piatră pe marginea râului. Probabil că o să ne aruncăm un ochi și acolo. Puturosu de la miros? De la miros. De la miros. Există o falie, așa cum vă spuneam, în zona de sud a munților Făgăraș, care ține din Valea Oltului până spre Câmpul Lung încolo, unde sunt favorizate aceste izvoare cu un conținut extrem de bogat de sulf, de iod, un conținut extraordinar de calciu. Și practic, dacă ne gândim puțin în zona Râmnicu-Vâlcea, Călimănești-Căciulata, în combinație cu celelalte structuri, creează apa termală. Apa care, după cum bine știm, nu schimbă temperatura foarte mult de la un sezon la altul. De asta sunt și recomandate ca și terapie. Revenim pe Valea Vâlsanului și revenim la Brădetu. Avem în spatele meu acest bijuterie, îndrăznesc să-i spun, care a fost construită în forma actuală undeva prin anii 70. S-au adus îmbunătățiri, dar în anii 90, la începutul anilor 90, arată cu această sculptură. Vreau să vă spun despre un om foarte important în comunitatea comunei Brădulez, și anume despre Constantin Vasile, Tică Vasile, care este un meșter popular extrem de apreciat nu doar în zona noastră, ci și la nivel național. Sculptează extraordinar și o să vă arăt și porțile bisericii din Brădetu, sculptate tot așa de dumnealui, și cântă la țiteră. N-ați auzit de țiteră, fac pariu. Țitera, long story short, ca să spun așa, este ca un fel de cobză, da? Dar ții pe orizontală, unde practic apeși. Nu ții ca la chitară sau ca la cobză. Dar asta este o altă poveste. Revenim la bijuteria asta din spatele nostru. Sper că se vede bine. Da, se vede. Puteți să identificați această sculptură pe anumite secțiuni, pe stâlpii, practic, de bază, care îi conferă o greutate în acest sens arhitectural, specific zonei musceleno-argeșene, cu acele rondeluri cu floare specifică, exact cum spuneam, zonei. E bine, anul trecut am luat inițiativa alături de colegii mei, Adrian Descălescu, care este tot din zona
Argeșului de la Mușetești. A lucrat în Salvamont, un om pasionat de natură, colegul nostru din proiectul cu aspretele. A luat inițiativa cu el, cu Alex și cu colegii de la Fauna și Flora să facem ceva pentru aceste izvoare, pentru că, din nefericire, din păcate, erau într-un stadiu avansat de degradare. Și atunci am făcut lobby la câteva firme, ne-au susținut financiar și am reușit să recondiționăm. Mai avem câte ceva de pus la punct, deci ceea ce vedem nu e chiar forma finală. O să mai punem câteva pancarde informative, compoziția chimică a apei, o să avem niște băncuțe aici unde e zona de ciment. Dar ceea ce am făcut, am reconfigurat din nou structura de bază, am ancorat stâlpii de bază și, bineînțeles, am schimbat șița. Șița e diferența între șiță și șindrilă. Șița este aceasta mult mai subțirică și mai îngustă, pe când șindrila e cumva mai groasă și un pic mai lată, deși multă lume face confuzie. Era ok dacă avea șindrilă, dar noi am păstrat tradiția, am mers pe șiță mai departe. Am reușit să șlefuim cumva lemnul pentru că, din păcate, se întâmpla un fenomen tare ciudat. Am văzut că se mai întâmplă și în alte zone, dar ceea ce m-a surprins foarte mult aici era că foarte mulți oameni care au trecut își scriau cu creta, cu cărbune, numele pe stâlpi, pe toată structura asta. Și ce m-a surprins foarte mult, inclusiv acolo la acoperiș, adică în cupolă, sus, acolo, în cupolă, da. Se urcau și practic am găsit X plus Y egal Z. Egal Z, da. Ar fi fost bine să fie Z. Gândiți-vă că n-a fost ușor să șlepuim toată zona asta, dar ușor, ușor am reușit să punem la punct. Așa cum spuneam, cu colegii și cu câțiva meșteri populari, din ce în ce mai puțin specializați în confecționarea șiței și, bineînțeles, bătutul șiței, pentru că nu se face chiar așa de către oricine. Avem în partea noastră aici, Cristi, avem izvorul captat. Trebuie să vă spun că până acum câțiva ani, el curgea exact prin această structură. Vă rog să veniți un pic spre mine, ca să vă arăt, exact prin această structură, pe acolo și pe acolo. S-a colmatat în ultimii 5 ani de zile, gândiți-vă, fiind din zonă, venind la Brădetu, vin să vizitez locurile astea dragi, și s-a colmatat. E bine, în prima fază ne-am gândit să reabilităm acest, practic, capac. Însă sunt alte costuri și presupune o lucrare mult mai minunțioasă. Adică nu poți intra ca la o clădire pe care vrei, hai să dărâmăm să facem altceva. Nu, se ia bucățică cu bucățică să vedem despre ce e vorba. Dar miza noastră principală a fost să decolmatăm izvorul și să-l readucem, drept pentru care ne-a fost mult mai ușor să-l captăm de acolo și să-l avem în partea aceea jos, care din fericire are un debit extraordinar de mare și frumos. Puteți vedea urmele acestea albicioase, și anume sulful, componenta puternică a sulfului. Ce beneficii are apa? În primul rând, ca să spun așa, ceea ce ține atât de sănătate interioară cât și de sănătate exterioară. Și nu spun întâmplător lucrul ăsta. Dacă apa în sine poate fi consumată cu un raționament, să știți că nu trebuie să bei zilnic apă de genul ăsta. În primul rând că trebuie să-ți efectuezi niște analize, să vezi care sunt afecțiunile tale și un medic îți recomandă, pentru că se știe după compoziția apei ce compoziție chimică are. Nu trebuie să exagerezi, dar este extraordinar de bună pentru consumul rațional, pentru afecțiuni de tranzit, pentru afecțiuni de ficat, pentru afecțiuni de stomac, pentru afecțiuni de bilă. Este excepțională și pentru stări de anxietate și stres. Ne mai punem la socoteală faptul că în imediata apropiere, în Brădetu, se află sanatoriul de recuperare, unde apă sulfuroasă, deci s-a forat în această structură freatică, și s-a captat apa aceasta în bazine speciale. Este un centru de recuperare extraordinar, unde, așa cum vă spuneam mai devreme, atât pentru diferite afecțiuni, dar și pentru băi. Băi care, până la urma urmei, îți oferă o relaxare, da? Să ne gândim. Compoziția apei vine cu un plus, dar gândiți-vă, să ne gândim cu toții de ce am merge la niște băi, în primul rând pentru relaxare. Și pentru relaxare, da. Ceea ce înseamnă foarte, foarte mult. Și e o zonă bine oxigenată aici, în
Vâlsan și Închei, unde oamenii vin pe jos, fac o promenadă de la spitalul de recuperare până exact aici, ca să-și ia apă pentru băut. Ca să servească timp de 2 săptămâni, poate chiar 3, cât durează un tratament, și să consume la indicațiile medicilor această apă excepțională. Ceea ce are, ca să spun așa, o componentă fantastică și, bineînțeles, aerul oxigenat ajută foarte, foarte mult în... vine la pachet cu ceea ce înseamnă relaxare. Cam asta a fost povestioara despre aceste izvoare și însemnătatea lor, atât din punct de vedere local, terapeutic, științific, de ce nu, și, bineînțeles, turistic. Pentru că, înainte de a încheia, vreau să vă spun că Valea Vâlsanului și Cheile Vâlsanului sunt extrem de tranzitate în sezonul de vară, deci în sezonul turistic, ca să spun așa, dar, din fericire, și o spun cu toată bucuria și sper să se păstreze, nu e acea nebunie cum se întâlnește pe Valea Prahovei. Sper să se păstreze lucrul ăsta și sper ca identitatea zonei să nu fie întinată de un flux atât de mare încât să devină Valea Vâlsanului sau Valea Râului Doamnei o altă Valea Prahovei atât de aglomerată. Bun, am revenit de la izvorul 2, și anume Putina, spre izvorul numărul 1, Puturosu, Frați, de fapt. Numai că diferența între ele este prin arhitectură, prin construcție. Și puteți să vedeți că acesta este pe structură de piatră. Evident că rămâne Șița, celebra Șița acolo, drept pentru care vă invit să mergem ușor, ușor spre izvor. Ca și la Putina, și aici am avut lucrări de consolidare și de refacere. Din păcate s-au întâmplat, cum spuneam și în partea cealaltă, ca unii oameni să vină, eu știu, turiști sau oameni mai puțin bine intenționați, să scrie numele. Chiar acum de curând am văzut că, din păcate, după ce noi am amenajat, au mai apărut alte 2-3 nume. O să venim să șlefuim, și aceste structuri au fost șlefuite și acolo unde a fost necesar am reîncărcat cu ciment. Izvorul are un debit moderat, însă structura de aici, structura de unde practic vine izvorul, în ultimii 2 ani a fost destul de afectată, pentru că în momentul în care ploua foarte puternic, aluviunile din stradă veneau și au forțat cumva zidul, drept pentru care l-am reconfigurat și am recreat structura de rezistență. De asemenea, în ultimii ani am observat că au avut loc infiltrări din ce în ce mai puternice pe această structură din scara dinspre pod. Din câte văd acum, se pare că nu mai sunt acele infiltrări, poate doar în partea asta. Pun asta și pe fondul secetei, dar în lunile mai, iunie, când precipitațiile sunt abundente, am observat exact cum spuneam și prin zona aceasta. Va trebui peste câțiva ani să vedem, să ne gândim la o curățire efectivă a structurii de izvor, pentru a nu-i mai da voie să se ducă prin părți laterale. Nu că am avea o problemă cu chestia asta, ci că pur și simplu ar pune structura în pericol. Spațiu amenajat, cu țeavă, cu toate astea, asta înseamnă foarte mult. S-a păstrat șindrila, Șița, scuzați-mă că vorbeam mai devreme despre șindrilă, s-a păstrat Șița, numai că acesta este pe structură de piatră și, ca o mică particularitate, malul stâng tehnic al râului Vâlsan, exact unde ne aflăm noi, aparține comuna Brăduleț. La celălalt izvor, la Putina, izvorul este pe malul drept tehnic și aparține comuna Nucșoara. Deci de sus sunt apropiate, practic, un mal la o comună, celălalt mal la cealaltă comună. Ne-am întors în Brădetu, în practic ultimul sat de pe Valea Vâlsanului, și coborând dinspre izvoarele sulfuroase, ne-am oprit aici în centru satului, venea să spun orașului, dar știți de ce orașului? Pentru că avem aceste două blocuri, da, care deservesc angajaților de la sanatoriu, de la Spitalul de Recuperare Brădetu.
Este un centru foarte apreciat, cu rezultate excepționale. Așa cum vă spuneam, în cheile Vâlsanului, practic, apa este captată aici pentru băi și în tratarea diferitelor afecțiuni. A fost construit în 1975 ca un complex tocmai pentru însemnătatea acestor ape. Și vreau să vă spun că încă de la finalul secolului al XIX-lea, un localnic din zona Vâlsănești, care stătea în București, avea ceva probleme medicale și i s-a recomandat să vină într-o zonă montană. El și-a dus, evident, în locurile natale, spre Vâlsănești, Mușetești, și a venit să facă terapie prin mers, terapie specifică acelor ani, nu ca acum atât de avansată. E bine, fiind pasionat și de fotografie, era o fotografie incipientă, vorbim despre finalul anilor 1890-1900, a intrat în cheile Vâlsanului și a simțit un miros ciudat, diferit. Și a reușit să fotografieze și să-și dea seama, de fapt, de primul izvor, Puturosul, cel din piatră. Da. A mai mers un pic, a văzut că mai e încă. A luat probe de apă, le-a dus la București. Medicii și biochimiștii au spus, da, avem de-a face cu o zonă intens în apă, cu proprietăți curative, cu sulf. E bine, toate lucrurile astea au creat în timp, pe la mijlocul anilor 40, 30, 40, prima noțiune de băile Brădet. Deci au fost băile Brădet, care erau un pic mai sus în zona de chei, între izvoarele sulfuroase și castelul de apă. Așa. Acolo erau practic aceste băi cu bazine, cu, se spunea cumva, și de băi comunale, pentru că știm cu 100 și ceva de ani în urmă erau cumva amenajate, dar evident aici și băi terapeutice. E bine, cu timpul și-au dat seama că e un pic peste mână acolo, nu ai loc unde să parchezi, chiar dacă oamenii veneau la început cu căruțele, după care cu automobile mai rudimentare, acum, slavă Domnului, sunt suficiente automobile. E, și au mutat polul în această zonă, nu foarte departe de izvoare, tocmai pentru a crea un centru cu adevărat, și asta s-a creat în 1975, după cum bine vă spuneam. Capacitatea este undeva la 200 de paturi. Destul de mult, este ridicat pe 7 nivele. O construcție specifică perioadei comuniste, adică nu impresionează prin vreo arhitectură anume sau ceva de genul acesta. Lângă era creat ca un parc de agrement, dar în timp, dezvoltându-se, practic nu a mai rămas respectivul parc, iar ceea ce înseamnă parc, practic este promenada de aici, de la spital până la izvoarele sulfuroase pe care tocmai le-am văzut. Așadar, face bine turistului și un pic de călătorie, un pic de drum. Ne aflăm în inima satului Brădetu, într-un loc încărcat de emoție, istorie, într-un loc încărcat de mare însemnătate, atât pentru localnici, dar și pentru mine, ca om care am copilărit aici la Brădetu, și nu o spun întâmplător, pentru că biserica, care urmează să o vedem, datează din timpul lui Mircea cel Bătrân. Deci putem spune că este sora Coziei. Gândiți-vă că are peste 600 de ani, ceea ce îi dă o greutate extraordinară. Porțile sunt sculptate în stil mușcelean de către meșterul popular Tică Vasile din Galișu, despre care v-am povestit un pic mai devreme. Ia uitați-vă ce capodoperă și cât de frumoase sunt. Dacă mi-aduc bine aminte, în anii 90 a fost refăcută poarta de o nouă sculptură. Urmează o campanie de refacere a șiței. În partea stângă, cum filmați, avem un arbore de ginkgo biloba, nespecific României, și cu atât mai mult acestor locuri. E bine, știm proprietățile ginkgo biloba, excepționale pentru sănătate. Vreau să vă spun că la această biserică a slujit tatăl meu socru.
Părintele Rizoiu. Iar arborele de Ginkgo Biloba a fost plantat cu mai bine de 25 de ani, cred, sper să nu mă înșel, 25-30 de ani, de către soția mea și surorile ei când erau micuțe. Pur și simplu a zis, hai să vedem ce iese și priviți-l cât este de superb. Are o greutate aparte. Vă poftesc în curte, în curtea bisericii, unde veghează doi brăduți tineri. Trebuie să vă spun că erau la un moment dat patru brazi foarte mari, numai că din cauza vârstei și bineînțeles a înălțimii începuse să pună pericol asupra ceea ce înseamnă curtea bisericii, asupra muzeului și unii erau mai spre biserică, exista posibilitatea ca la o furtună să se frângă chiar spre biserică, ceea ce nu era deloc convenabil. Erau realmente superbi, însă vin tinerii din urmă, da. Să spun așa. Cam asta e trendul și aici în sat. Cam asta e trendul și aici în sat. Da, pentru că undeva prin anii 90, când eu eram puștan, adolescent, copilăream aici la Brădetu, existau nenumărate familii de brădețeni autentici. Dar mulți dintre ei, copiilor, au plecat spre oraș, spre Curtea de Argeș, spre Pitești, chiar spre București, Brașov, Râmnicu, Vâlcea, pentru ceea ce numim muncă, joburi. Reveneau din când în când. E bine, odată cu trecerea timpului, populația satului a îmbătrânit. Trebuie să vă spun că dintre cele trei sate ale comunei Brăduleț, și anume Galeșul, Brăduleț și Brădet, Brădetul are cea mai mică populație la ora actuală autentică. Însă a apărut din pe 2010 încoace un fenomen plăcut, să-i spun eu, prin care diversi oameni din țară, din diferite orașe, îndrăgostindu-se de locurile astea absolut bestiale, au decis să-și achiziționeze terenul și să dea valență, mai ales că avem undeva la 2 ore și jumătate de București, iar anul viitor va fi inaugurată și bucata de autostradă între Pitești și Curtea de Argeș. Mai câștigăm ceva. E aproape de București, e la munte, avem obiective turistice, avem aer curat, avem biserica asta absolut minunată și haideți să ne îndreptăm către ea. Este un cimitir specific zonei, nu iese în evidență prin anumite aspecte gen în Maramureș, la Săpânța, spre exemplu. Deci este un cimitir specific zonei, dar se înalță în fața noastră această biserică absolut minunată. E încadrată în patrimoniul cultural al României. Ctitoria lui Mircea cel Bătrân. Biserica are în jur de 640 de ani. Pictura pe care o vedeți, doar pe partea din față, datează undeva la 300-300 și un pic de ani. Bineînțeles că timpul își spune amprenta și au apărut urme din păcate de degradare. Ne gândim ca prin cadrul unor proiecte să putem ajuta comunitatea locală, poate găsim o finanțare pentru a sprijini și recondiționa pictura acestei absolut minunate biserici, care, așa cum spuneam, prin vechimea ei creează o greutate extraordinară. A fost la început un schit de călugări, cumva nespecific acestei zone, dar vatra veche a comunei Brăduleț a pornit de aici, de la Brădetu. Chiar de pe la 1300 avem atestări documentare, apoi din timpul lui Basarab I, întemeitor, 1310-1352, satul s-a născut în jurul acestei absolut superbe biserici. Putem să-i dăm și un ocol, pentru că mai am să vă spun ceva foarte interesant. În acest sat a copilărit, cu foarte mulți ani în urmă, unul dintre președinții României, domnul Emil Constantinescu. Foarte aproape, după școală, o să vedem și școala, vechea școală și vechea moară, iar parte din familia dumnealui este chiar aici, își poartă locul de veci. Așadar,
avem și pe linia asta o însemnătate de mai departe și păstrăm bucuria ca unul dintre președinții țării să fi copilărit pe aceste meleaguri. Familia provenea din Basarabia, au stat la Pitești, iar pe timpul verilor veneau aici la Curtea de Argeș. Aceasta este și acesta este mormântul. După cum vedeți, este o cruce nespecifică zonei, cu influențe maramureșene, dar cu gust, cu o însemnătate extraordinară. Ce vedeți în zona asta nu sunt cavouri, sunt vreo două, dar este nespecifică. Conform tradiției vechi, din pământ am venit, în pământ ne ducem. Acolo este tata socru, la crucea aceea, preotul Rizoiu. Aici. Da, exact acolo, tata socru. După cum puteți vedea, structura este cu piatră de râu și cărămidă. Doar zona de în față a fost pictată. Evident și zona din interior este absolut superbă și vă propun cu altă ocazie când facem o tură de drumeție și găsim pe weekend deschis. Da. Păcate acum nu este deschis. Asta a fost o foarte scurtă poveste a bisericii din Brădetu. Am avut o binemeritată pauză de masă cu gazda noastră, Andrei, unul dintre prietenii mei foarte buni, cu care desfășurăm activități turistice pe sezon și cred că are să ne spună câteva lucruri foarte, foarte faine despre grădina asta minunată, The Story Garden. Mie îmi place să-i spun grădina cu povești care spune măcar o poveste faină. Da, suntem la The Story Garden Corbi. Este un proiect al meu de suflet. Practic ăsta e biletul meu de întoarcere acasă din străinătate, pentru că am primit această grădină moștenire de la taică meu, care la rândul lui a avut o moștenire de la tatăl lui. Și ne-am gândit noi că ăsta ar fi un loc potrivit pentru oameni care își doresc să se relaxeze departe de agitația orașului. Și am numit-o The Story Garden Corbi pentru că grădina asta are o mulțime de povești adunate și în acest moment creăm noi povești. Ce găsește turistul aici? Păi la noi în grădină. La noi, practic, este o grădină, așa cum îi spune și numele. Este o livadă de pruni, meri, peri, cirezi, sălci. Iar aici omul ce găsește? Noi avem o terasă cu 40 de locuri, unde oamenii pot să ia masa, atât să gătim noi pentru ei, cât și să vină dânsii cu ingredientele lor. Noi le punem la dispoziție ceaune cu pirostri, grătare. Mai avem acolo încă un foișor unde oamenii se organizează singuri sau pentru cei care vor să se relaxeze că sunt în concediu. Avem noi o carne la garniță, avem o mămăligă, o încropim repede. Puteți să înțelegeți un pic unde ați ajuns, că până la urmă aici la noi la Corbie sloiul de oaie, carnea de la garniță, brânza de burduf și cașcavalul sunt cartea de vizită. Cartea de vizită. Cartea de vizită. Da, și vedem foarte mult loc aici în spate unde puteți campa, puteți pune cortul. Încă se mai vede, exact. Sunt și dușurile foarte frumos amenajate aici în spate. Deci locul e superb. Mersi, Andrei, tare mult. Îți mulțumim pentru primire și să ne vedem cu bine. Și eu vă mulțumesc, avem nevoie de oameni ca voi care duc vorba. Da, ce frumos. Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns la noi și sperăm să vă reîntoarceți și vă urez succes și vouă cu canalul vostru. Mulțumim. E, și n-am mai mers decât vreo 5 minute cu mașina, distanța e mică și spune-ne unde ne-ai adus. La Corbii de Piatră. Nordul județului Argeș, așa cum spuneam, este extrem de ofertant. Dacă un pic mai devreme am fost pe Valea Vâlsanului, am trecut dealul pe Valea Râului Doamnei și am ajuns în locul ăsta absolut fantastic, minunat. Corbii de Piatră, mănăstirea de la Corbii de Piatră, pe care o să o descoperim în curând și a cărei poveste, desigur, o să o ascultați cu toții, pentru că este absolut senzațională. Corbii de Piatră nu înseamnă doar această mică bisericuță, înseamnă și căsuța albastră. O să facem un circuit absolut extraordinar, așa că haide să pornim!
și ne spui pe circuit cum s-a format sau ne spui acum? Haideți să vorbim de acolo, un pic mai aproape. Da, pentru că iată, avem o vedere foarte de ansamblu. Dacă și... vorbim din punct de vedere geografic, geomorfologic, avem o structură de gresie, practic cumva nespecifică zonei, însă în timpul glaciațiunii și a erelor glaciare, practic s-a format și a rămas această structură de gresie. Asta a și dat posibilitatea, practic, să se poată săpa în structura de piatră și în același timp conferă și durabilitate. Însă, cu siguranță, de acolo vom vedea ceea ce înseamnă practic biserica, care, atenție, are cele mai vechi picturi rupestre din țara românească. Înseamnă, zic eu, foarte mult în contextul ăsta. Da. Iar aici imediat vedem și clopotnița, nu? Și clopotnița, care nu este atât de veche, gândiți-vă că nu are cum să fie, are undeva în jur la vreo 250 de ani, micuță, așa cum este și mănăstirea, dar care îmbină perfect piatra și lemnul, elemente esențiale în dezvoltarea rurală, atât pentru gospodării, cât și pentru ceea ce înseamnă lăcaș de cult, ceea ce înseamnă zona în care practic oamenii prelucrau lemnul, așa cum vorbeam un pic mai devreme cu celebra mocăniță, care venea exact la curtea de Argeș, Galeșu, și se duce exact pe Valea Râului Doamnei spre Slatina. O să vorbim la momentul potrivit despre mocăniță. Iată-ne în catedrala asta superbă, așa îmi place mie să-i spun, e o catedrală până la urma urmei, biserica sau mănăstirea din piatră de la Corbii de Piatră, desigur. E bine, un loc cu o însemnătate aparte, atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere cultural pentru țara românească. E bine, cercetările și izvoarele spun că această formațiune datează din 23 iunie 1512. Însă, conform săpăturilor arheologice și, bineînțeles, cercetătorilor, s-au găsit pe această zonă, la Corbii de Piatră și în special în această zonă la mănăstire, obiecte care datau din 1290. Imaginați-vă ce înseamnă sfârșit de secol XIII, așadar, foarte mulți ani de atunci. De ce este unicat această biserică, catedrală? Păi, în primul rând, prin formatul ei, care este într-o stâncă, într-o grot. Vreau să vă spun că intrarea nu era pe aici, pe unde am venit noi, ci era în această parte. Exact aici era intrarea. Numai că în 1897, chiar la slujba de înviere de atunci, s-a dărâmat acest perete. După cum îl puteți vedea, este nou în toată ecuația asta. E bine, nimeni n-a fost rănit. A fost un miracol. S-a dărâmat, adică a picat. A picat exact versantul asta de aici. Se îngustase, bineînțeles, intrarea și automat a trebuit să regândească. Bineînțeles că dacă s-a surpat toată zona, a fost pus în pericol existența în sine a bisericii, a picturii, a lăcașului de cult în sine. S-a luat decizia a se zidi cu același tip de piatră care să confere cumva o unitate și ca aspect și ca rezistență, iar apoi intrarea s-a făcut exact prin partea pe care am venit și noi. Da. Seamănă așa ca o intrare într-o chilie după cum am intrat acolo. Este ctitoria, ca să spun așa, cel care a dat însemnătate lăcașului de cult lui Neagoe Vodă Basarab. Practic, nu putem să vorbim despre zona Argeșului fără Basarab, întâi întemeietorul, și fără Neagoe Basarab, care știm 1512-1521. A venit în aceste locuri absolut superbe, a găsit mănăstirea de aici, iar importanța atât din punct de vedere religioasă cât și energetică în sine, se spune că aici la Corbii de Piatră un pol extraordinar de puternic din punct de vedere energetic l-a făcut să vină destul de des și să înglobeze practic în ceea ce a însemnat curtea domnească și mănăstirea de la Corbii de Piatră. Curtea domnească, desigur, de la Curtea de Argeș.
De ce este unică? Pe lângă intrarea pe care vă spuneam într-o, practic, grotă, da, să-i spunem așa, ca o peșteră, păi, pictura, așa cum spuneam un pic mai devreme, au fost dovezi prin cercetare că undeva pe la 1290 exista această peșteră și primele formațiuni pictate pe piatră. Ele se vedeau foarte, foarte bine și în partea noastră dreaptă sau în stânga, cum se filmează, însă o să urcăm și o să vedem de afară că imediat după biserică se află un mic izvor. Infiltrările în timp au dus cumva la degradare, umiditate foarte crescută. Și din păcate nu se mai păstrează decât pe tavan foarte, foarte puțin. E foarte greu de observat și cu ochiul liber, cu atât mai mult în zona camerei, ca să zic așa. În schimb, peretele de aici s-a păstrat destul de bine. Sunt scene care înfățișează învierea, sunt diferite scene, icoana Maica Domnului și Pruncul Iisus Hristos. Dacă ne dăm un pic mai aproape, putem să vedem, uitați aici, putem să vedem zone în care s-au făcut pentru restaurare. Se poate vedea acest lucru, s-au făcut câteva cadrane. E bine, avem de-a face, așa cum spuneam, cu cele mai vechi picturi rupestre din țară. Neagoi Basarab a reușit să aducă un plus comunității locale de aici prin faptul că s-a implicat extraordinar de mult, nu doar în viața monahală, ci și în viața comunității. Și o să vedem un pic afară trapeza mănăstirii, care servea ca loc de divan, unde, cum spunem noi acum, mai erau câte o judecată a oamenilor mai de bine, mai puțin de bine. E bine, un alt aspect care o face unicat în țară, asta pentru că este biserica cu două altare, după cum puteți vedea. Biserica cu două altare. S-a crezut inițial că unul ar fi fost de surginte ortodoxă, pe când celălalt de surginte catolică. Istoricii au demonstrat că niciun caz și că totul are o conotație ortodoxă. Asta spun pentru că doamna Clara, mama vitrega lui Neagoi Basarab, când a fost alungată de la Curtea de Argeș, de la Curtea Domnească, trecând spre Transilvania, a venit chiar aici, pe Râul Doamnei. Boii au fost foarte însetați, s-au dus către râu să bea apă, s-a răsturnat căruța, iar doamna Clara s-a înnecat și de atunci poartă numele Râul Doamnei. E bine, ea era catolică și de aici au apărut și supozițiile. E clar, o spun istoricii, o spun oamenii care au cercetat zona, o spune biserica, practic, ortodoxă. Până în 2003, timp de mai bine de câțiva zeci de ani, în timpul comunismului, nu s-a mai întâmplat nimic. Nu s-a mai slujit. Mi-aduc aminte că eram destul de mic și nu prea găseam deschis aici. Din 2003, Arhiepiscopii Argeșului și Mușcelului au făcut în așa fel încât să fie repusă în uz această mănăstire și să îi se redea însemnătatea ei istorică și religioasă. Poartă hramul Adormirea Maicii Domnului, după cum bine știm, sărbătorii de fiecare dată de către creștinii ortodoxi, 15 august, dar și hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Pentru că Neagoi Basarab a spus că în momentul în care se va duce, va pleca din lumea asta, ar vrea ca el și cei care au contribuit la acest lăcaș ca să rămână și să meargă mai departe și să fie în regulă, să fie pomenit o dată pe an. E bine, asta coincide cumva din sursele istorice și cu faptul că acum 200 și ceva de ani, în populația din Corbi, au venit oameni din mărginimea Sibiului, mai exact din satul Jina. Deci a fost o infuzie de vreo 200 de familii. Episcopul Iosif a venit de acolo. Știm de ce? Pentru că vorbim de Austro-Ungaria,
atunci era sub dominație catolică, să spun, pe când țăranii din zona Transilvaniei de Sus și din Mărginime erau ortodoxi, au refuzat să treacă la ritul catolic și atunci au venit cumva peste deal, peste munți, de fapt. În jur de 200 de familii, așa cum vă spuneam, au îmbrățișat cu bucurie datine și tradițiile de aici, au făcut o altă bisericuță, un pic mai jos, pentru că asta deja exista și deja spunea povestei. Se pot vedea foarte, foarte bine cele două altare. Acolo este, dacă vreți, o cristelniță. Se poate vedea foarte bine. Nu prea-mi place să folosesc laserul. Okay. Suntem prea în viitor așa cu el. Se țin slujbe, așa cum spuneam, în primul rând de hram și în unele duminici. Vă dați seama că populația, fiind destul de mare, nu puteau veni aici, chiar și acum 200 și ceva de ani. Și automat s-a păstrat lăcașul acesta de cult și ca simbolistică și, bineînțeles, ca un loc de pelerinaj, pe când oamenii sătenii au avut nevoie de altă biserică unde se poate fi îndeplinită cerința satului, ca să zic așa. Neagoie Vodă Basarab este cel care, practic, a dat esență și valență locurilor și lucrurilor prin spiritul său extraordinar, un om foarte echilibrat, care punea de fiecare dată binele comunității pe primul loc, care avea, să spun așa, și tactul de a negocia, inclusiv cu vecinii mai mulți sau mai puțin neprietenoși ai țării, dar s-a dedicat foarte, foarte mult și bisericii ortodoxe, tocmai de acesta a fost și canonizat ca Sfântul Neagoe Vodă Basarab. Suntem, așa cum spuneam, în fața mănăstirii de la Corbii de Piatră și se poate vedea foarte bine zona care a fost afectată acum 130 de ani aproape. Deci este exact diferența asta și de material. Exact, diferența de material și reconfigurată. Iar aici avem trapeza mănăstirii. Ce înseamnă? Înseamnă locul care deservea pentru praznic. Cum se întâmplă și acum, oamenii vin la biserică și după stau la o masă, fie că este o pomană sau un parastas, se așează. Ei, Neagoe Basarab, voievod fiind, folosea această trapeză pe post de divan. Așa cum vă spuneam, încerca să pună echilibru între săteni, între oameni. Dacă era cazul, uneori mai mustra, alteori încuraja. Gândiți-vă că aici primii oameni veneau și găseau pe un adăpost. Ia uitați-vă cât de frumos e și vă rog să-mi spuneți dacă aveți idee ce înseamnă această scobitură de aici. Nici nu l-am întrebat înainte. Așa. Nu, nu erau pentru lumânări. Deci pentru lumânări nu. Nu. Aici se puneau când era praznic tuciu sau vatra și hotă, se crea un fel de hotă, se crea tirajul efectiv al. Pare micuț acum, dar uitați-vă cât de frumos e și cât sens are în tot peisajul de aici. O să mergem să urcăm deasupra mănăstirii, unde să vedem o cruce foarte frumoasă și o priveliște absolut superbă asupra văii râului Doamnei și chiar munții Făgăraș, pentru că avem o zi absolut superbă și ne îndreptăm atenția și către Moldoveanu, cel mai înalt vârf din țară. Nu puteam să vorbim despre viața autentică a satului Argeșanu Mușcelean fără să nu venim aici la Căsuța Albastră de la Corbii de Piatră. E un loc autentic, un loc pur, un loc plin de povești, un loc care dă mai departe și păstrează foarte bine obiceiurile vieții satului. Se află și în apropierea mănăstirii Corbii de Piatră, deci asta o îmbracă într-o aură și mai faină. E bine, căsuța pe care o vedem are peste 150 de ani. Acum este căsuță muzeu, e o proprietate privată. În interior s-au păstrat exact din straiele, cum se spune în loc, adică haine, tot ce ține de îmbrăcăminte. În prima parte e bucătăria și cu un dormitor, iar în partea a doua camera de zi, cum se făceau. Iar în mijloc se cobora către spate. Beci, Da.
E bine, prin grija proprietarilor de aici și dragostea lor pentru autentic, pentru viața satului, a fost destul de bine conservată. Chiar acum, cred că vreo 15 ani, a fost schimbată și șița, după cum se poate vedea, și a fost vopsită în acest albastru, care aduce un pic cu albastru de Voroneț. Deci avem un albastru și de sat argeșeanul mușcelean aici, la corbii de piatră. Așa cum vă spuneam, în curte, în grădină, putem să găsim foarte multe obiecte. Avem aceste ulcele de lut, unde se păstra mâncarea, carnea de la garniță sau pur și simplu apă. Avem un car cu boi. Nu este pentru boi, la dimensiunile lui, văcuțele cel mai probabil au fost puse. Deci un car autentic, cu roți din lemn și șină. Putem să mergem iarna în acest mic garaj, ca să-i spun așa. E adăpostită căruța, vara, bineînțeles, pentru a fi observată cât mai bine. Înțeleg de la proprietari, de la doamna Mihaela și soțul dânsei, că aici ar vrea să aducă și un război de țesut autentic, să fie ferit de soare și de umiditate, evident. E bine, ce să vă mai spun despre acești oameni care bucură locul, că ei, doamna Mihaela cu precădere, lucrează manual diferite pulovere de lână, diferite veste, ciorapi de lână. Bunica mea de la Brădetu și cea de la Galeș ne făcea în fiecare toamnă, ca să avem pentru sezon, ciorapi de lână. E bine, asta este o scurtă povestioară despre ceea ce înseamnă gospodăria asta minunată a căsuții albastre. O să mergem în spate, unde pe stâncă o să vedem niște lucruri absolut extraordinare și o să spunem și o scurtă poveste. Mergând spre zona din spate a grădinii, e bine, aici își țineau oițele, exact acolo sub stâncă, pentru că e o scobitură. Iar în anii ploioși, cu precădere în lunile mai sau iunie, cascada încă se vede. Au domnii de aici și o fotografie din 2003 cu cascada înghețată, care arăta într-un mare fel. Haideți să ne îndemnesc. Fotografia este expusă în căsuță sau? De obicei este lăsată aici pe măsuță, okay. Dar ei nefiind, nu au lăsat-o așa. Haideți să ne îndreptăm atenția aici în spate, pentru că avem câteva legende și vă las imaginația, dragilor, să zburde la ceea ce o să vedem aici. E bine, probabil că ați auzit despre legenda uriașilor, da? Legenda uriașilor până potopului Noe. E bine, ce o să vă arăt aici este ceva foarte important. Ia spuneți-mi înainte de toate dacă vedeți ceva aici în zona asta. Haide că vă arăt eu. Se presupune că aici ar fi un uriaș, da? Așa. Ia uitați-l. Aici ar fi călcâiul, da? Da. Piciorul. Da, șold, mâna pe lângă el, gâtul și aici capul, iar de acolo aceste două pietre au fost desprinse. Asta face parte din legenda uriașelor care au trăit și pe meleaguri pe aici, evident purtând caracter de legendă. Dincolo de această legendă, să știți că studenții arheologi au luat de aici, de-a lungul anilor, probe, ca să vadă conținutul, structura. Dacă într-adevăr ar fi avut o structură osoasă, calcaroasă sau nu. Deocamdată nu s-au dat rezultate favorabile în acest sens, așadar rămâne imensa bucurie de a ne imagina un uriaș care încă e în toată splendoarea sa. Mergem un pic mai încolo. Ia uitați-vă cu ce asemuiți toată chestia asta până acolo. Ia să-mi spuneți. Toată asta așa? Toată asta de aici. Vă dau un indiciu? Da. Acolo să spunem că e capul, da? Așa. Nu cumva ar semăna cu un steag al dacilor? Dacă facem un exercițiu de imaginație? Da. Ia să,
Să conturez și cu laserul, să văd dacă pot să-l conturez. Da, cred că laserul este la mine. Okay. Hai să încercăm să vedem dacă... Se vede puțin. Aici este capul, nu știu cât se vede pe cameră. Capul și aici ar fi exact, da. Exact. Și aici... Deci imaginația încă o dată ne poate oferi niște lucruri absolut minunate. Avem Uriaș, avem steagul dacilor și propun să poposim și pe celălalt versant. În partea dreaptă, ia să-mi spuneți voi bine dacă vedeți ceva acolo sus. Acolo văd da. Un cap de ceva. Ca un cap, exact. Da. Poate fi interpretat ca o reptilă sau ca un dragon, da. Exact. Deci capul acolo cu ochiul care este exact. Extraordinar de vizibil, după care formele punctate care duc spre coadă, da? Formele de acolo. Deci avem în vedere o altă structură care ne pune imaginația la încercare. Cam asta ar fi despre ceea ce vedem aici în piatră, dacă un pic mai sus am văzut și am admirat picturile rupestre, e bine, aici natura a pictat ea sau, mai bine spus, a sculptat ea. E bine, ne continuăm drumul și exact aici sub stâncă, uitați-vă ce adăpost. Uitați-vă cât de frumos e. Oamenii... Chiar și când cade apa. Exact, niciodată nu ajunge acolo. Putem să facem, pentru că vreau să facem circuitul. Aici avea un țarc. Ia uitați-vă cât de aerisită și de protejată este zona de aici și băgau 50, 60 până la 100 de oițe stăteau aici. Când au precipitații acolo, se adăpau cu apă. E bine, după ce mama Uța a fost cea care, stăpâna, să zic așa, de bază, domnul Ninel și cu doamna Mihaela sunt cei care au dus mai departe nepoții ei, n-au mai... ținut atât de multe oițe, animale sau cel puțin nu aici și au dat-o spre a fi vizitat locul. Așadar, aici spuneam că în cap animăluțele, iar acolo porcul, găinile, păsările. Așadar, totul într-un singur loc cu o intervenție minim, să zic așa, umană. Natura le-a gândit și le-a pus pe toate într-un singur tablou. Uitați ce înseamnă rezistența naturii. Alunul acesta, care este absolut fantastic, are vreo 6-7 ani, cam așa, era atât de micuț, ia uitați-vă cât a răzbit de acolo, din stâncă. Aici avem o scobitură foarte interesantă, unde vă poftesc să veniți. Este ca un bazin, da? Săpat aici. Ia uitați-vă cât e de fain. Unde puteai să pui apă, unde puteai să ții apă, unde puteai să te scalzi eventual. Toate create în acest loc de poveste. De la exact un ciubăr natural, cum bine spune Nina. Iar în partea stângă, cum filmați, aici au fost... cotețul pentru porc, pentru căprițe, pentru celelalte păsări. Iată-ne la Nucșoara. Intenționat am lăsat pentru povestea de astăzi locul ăsta mirific numit Nucșoara. Asta pentru că Nucșoara are foarte multe povești și istorii foarte interesante, atât ca așezare geografică, turistică, dacă vreți, și bineînțeles o componentă foarte, foarte importantă în ceea ce înseamnă istoria împotriva comunismului, mișcarea de rezistență anticomunistă. Dar, Cristi, hai să le luăm așa rând. Să le luăm pe rând. E bine, ne aflăm în Comuna Nucșoara, una dintre cele mai întinse comune ca suprafață, ca terenuri din țară. În primele trei la nivel de țară, gândiți-vă ce înseamnă lucrul acesta. Chiar dacă ea este compusă practic din trei sate, Zboghițești, pe unde am venit, un pic mai sus de noi, Slatina și nucleul aici la Nucșoara. La o altitudine de
780 până la 900 de metri, depinde unde sunt casele poziționate. E practic ultima redută și din punct de vedere geografic și din punct de vedere istoric s-a dovedit a fi ultima redută. E bine, de aici, pe versantul sudic al munților Făgăraș, 39-40 de kilometri pe Valea Rea până la vestitul vârf moldoveanu, da? Cel mai înalt din țară, 2544. Așa că foarte mulți temerari în sezonul cald vin și practic au cea mai ușoară cale de acces spre moldoveanu. E bine, întorcându-ne puțin la Nucșoara, o pasăre foarte interesantă, o leșiță, da. Nu ne tulbură liniștea, din contră ne salută, sunt foarte, foarte drăguțe. Avem parte de un microhabitat aici pe lacul Învârtita, din centrul comunei Nucșoara. De ce Învârtita? Pentru că practic putem să îi dăm ocol, să ne învârtim. De aici a pornit toată istorisirea locului. Este foarte interesant cum s-a format locul, lacul în sine. Prin surpare, este pe o structură gipsată, după cum putem vedea de acolo dolina respectivă, a alunecat pentru că există un alt izvor cu apă sulfuroasă, apropo, din nou ape sulfuroase, și a alunecat, s-a creat o prăbușire, după cum vedeți și cu ama de acolo, iar în partea din spate spre biserică, practic s-a creat un mic baraj, evident natural. 2,2 hectare are frumusețea asta de lac și o adâncime de până la maxim 5 metri. E bine, o însemnătate turistică aparte, pentru că, așa cum spuneam un pic mai devreme, pleacă traseul principal spre vârful moldoveanu, dar și spre munții Făgăraș, foarte multe trasee sunt de aici din zonă. Și încă o componentă foarte importantă, în apropiere, la vreo un kilometru jumătate, să spun aproape doi, se află pădurea cu fagi seculari, un proiect excepțional dezvoltat de Primăria Comunei Nucșoara împreună cu Conservation Carpathia pentru conservarea acestor fagi foarte vechi, bătrâni, care arată absolut extraordinar, sunt foarte groși, Cristi, vreo patru oameni așa ca noi îi înconjurăm. Da. Sper să avem ocazia cu alte dăți să mergem să vi arăt. Sunt absolut deosebiți. În cadrul acestui proiect adoptă un fag, absolut genială treaba mi s-a părut, în care, contra unei sume de bani, adopți un fag pe 7 ani de zile, îți spui și povestea, iar această poveste o poate descoperi oricine scanând codul QR de pe fagul respectiv. Este absolut senzațională și cine știe, poate prin intermediul acestui video mai găsim oameni care să viziteze și nu se știe niciodată cum putem să găsim noi adepții ai acestui tip de turism. Nu departe de noi, Valea Vâlsanului, de unde am venit, izvoare sulfuroase, cei mai vechi fagi aici, de atât de sute de ani, cel mai vechi pește în Vâlsan, da. Toate se leagă. Avem cel puțin un trio, ca să nu spun un quartet, pentru că într-un perimetru relativ scurt, într-o suprafață relativ scurtă, avem vârful moldoveanu, avem vârful Chiciora, care este cel mai înalt deal. Din păcate, astăzi nu am reușit, în pozițiile în care am fost noi, să-l vedem. Ar trebui să urcăm aici pe vârful Strungii, însă ne-ar lua ceva timp. Cel mai înalt deal din țară, 1218 metri, între Valea Argeșului și Valea Râului Vâlsan. Deci cel mai înalt munte, cel mai înalt deal, cel mai vechi pește și cei mai vechi faci din țară. Eu cred că lucrurile astea spun cu adevărat ceva foarte interesant. Turismul în zonă e destul de bine conturat și prin frumusețea absolut naturală, fie a lacului Învârtita, fie a râurilor, gospodăriilor, tururi locale, așa cum am văzut și la Corbii de Piatră, cum am văzut și în Valea Vâlsanului, toate îmbrăcate de o poveste absolut fantastică despre care o să vorbim în minutele ce urmează. Dacă am avut o prezentare, o scurtă prezentare geografică și turistică a zonei, se cuvine să vorbim despre mișcarea de rezistență anticomunistă, care a fost extrem de intensă între 1948-49 și 1950.
8. E bine, ce a însemnat de fapt mișcarea de rezistență anticomunistă? Știm cu toții, după al doilea război mondial, în 47 a fost guvernul dr. Petru Groza, după care până în 46, 47, 48, comuniștii au venit la putere, indubitabil, nu s-a mai putut discuta despre alte formațiuni politice. Cunoaștem metodele prin care au ajuns la putere, nu despre asta vreau să vorbesc acum foarte mult, ci să mă rezum la această mișcare de rezistență. Au fost oamenii care au luptat în armata română, în al doilea război mondial. Au fost oameni care au fost în ceea ce a însemnat delegația regelui. Practic, oameni care au creat anumite valențe atât din punct de vedere militar, dar în același timp și din punct de vedere social. Și, desigur, în momentul în care stai să te gândești ce a însemnat comunismul, că practic lua de la toată lumea și creia pentru toată lumea, cu ghilimele de rigoare, evident că, așa cum se întâmplă și în viața de azi, de zi cu zi, unii oameni au agonisit mai mult, alții mai puțin, comunismul a vrut să fie totul la un loc. Din fericire, zona asta de nord a județului Argeș nu a fost cooperativizată, deci nu a fost colectivizată. Asta a însemnat destul de mult, însă au fost oameni care, așa cum spuneam, s-au opus regimului comunist. Credeau deopotrivă că după invazia rusă o să vină anglo-americanii și să ajute cumva țările din estul și sud-estul Europei pentru a-și recăpăta cumva independența asta de sub tutela rusească. Nu s-a întâmplat așa. Dar oamenii care s-au grupat în diferite nuclee, fie în Munții Apuseni, fie în Munții Ciuca și cu precădere în Munții Făgăraș, atât pe versantul nordic ai lui Ion Gavrilă Ogoranu, probabil că ați văzut sau pentru cei care ne urmăresc, Ion Gavrilă Ogoranu, un aspru militant împotriva mișcării comuniste și cel care practic a reușit să supraviețuiască atât, cum să spun eu, invaziei de securitate din munți care veneau cu armata, cât și practic să nu fie capturat până la urma urmei. Iar pe versantul sudic avem haiducii Mușcelului, cu nucleu aici, la Nucșoara. Ce a însemnat lucrul acesta? Am avut de-a lungul istoriei oameni care au fost consemnați cu sute de ani în urmă, voievozi, am avut domni. E bine, vorbind despre istoria relativ recentă despre comunism, avem oameni din zona Nucșoara, Văii Vâlsanului și Văii Râului Doamnei, care s-au implicat în această mișcare anticomunistă, pentru că la rândul lor au avut oameni suprimați de către comuniști și mai mult decât atât erau oameni înstăriți. Păi gândiți-vă puțin așa, dacă ești înstărit și ai agonisit prin munca ta, să spunem, iar vine statul, vine comunismul și spune ok, ți-ți rămâne atât, restul luăm noi. Sigur că te răscoli, dar dincolo de asta nu componenta economică a fost, ci componenta ideologică, componenta socială. Adică au fost oameni și aici la Nucșoara care nu au crezut în totul e la comun. Nu doar că dăm mai departe, că până la urma urmei nu asta era lucru rău, ci pur și simplu că voiam să fim îngenunchiați. Exact cum spunea Petre Țuțea despre comuniști. Bă, mâncați, beți, dormiți și la loc comanda, că vă ia mama dracului. Exact așa a fost expresia marelui gânditor Țuțea. E bine, aici la Nucșoara, revenind, am avut câteva familii, așa cum spuneam, înstărite, dar în același timp cultivate. Învățătorul Ion Iancu Arnăuțoiu, alături de soția sa, Laurenția Arnăuțoiu, au fost printre primii oameni care au dat o valență socială-educațională zonei. Ei au avut, practic, patru copii, Elena Ion, pe Toma Arnăuțoiu, care a fost conducătorul grupului de rezistență haiducii Mușcelului, pe Petre Arnăuțoiu și încă un frate de-al lor mai mic, Anton, care nu a avut legătură cu mișcarea de rezistență. Toma s-a născut în 14 februarie 1921, chiar aici la Nucșoara, a făcut parte din Garda Regală, iar când a văzut ce se întâmplă în țară, practic ideile lui erau în
în antiteză cu cele ale comuniștilor, s-a gândit nu e ok ce se întâmplă, a încercat să se reorganizeze cumva, dar deja comuniștii erau pe urmele celor care refuzau să se implice în comunism, refuzau să devină activiști, mai târziu membrii de partid, evident. Astfel s-a întâlnit la Câmpul Lung cu colonelul Arsenescu, din Dragoslavele, o localitate din Mușcele Argeșene, de lângă Câmpul Lung, și s-au gândit astfel să pună bazele unei mișcări de rezistență anticomunistă. I-au și dat numele Haiducii Mușcelului. Astfel că în 1948 crease deja Arsenescu la Dragoslavele un prim grup. Nu a supraviețuit. Dar în 1949 au pus bazele chiar aici la Nucșoara și un pic mai devreme am trecut pe lângă Casa Elisabetei Rizea, acolo unde practic a însemnat un act de naștere neoficial, ca să spun așa. Sigur că mișcarea de rezistență anticomunistă începută în 49 prin ceea ce înseamnă Haiducii Mușcelului s-au gândit de ce avem nevoie. Păi avem nevoie de alimente, avem nevoie de îmbrăcăminte, avem nevoie de muniție, nu, pentru că practic luptai cu un sistem, nu doar cu o ideologie, cu un sistem care venea înarmat peste tine. Cadrul natural de aici a oferit foarte multe lucruri, pentru că gândiți-vă, nu e ca la câmpie, aici te poți ascunde sub diferite stânci, sub, în zona montană, cum s-a și întâmplat. Practic, oamenii ăștia au supraviețuit 9 ani de zile, atât în zona montană, dar cu precădere în zona satelor Nucșoara, Corb și Poinărei. Tot ce înseamnă drumul partizanilor despre care vă vorbisem este practic o coamă care vine din spatele Nucșoarei de la vârful Strungii și duce spre satul Poinărei. Este o muchie între cele două văi ale Vâlsanului și ale râului Doamnei. Evident, populația atunci era mult mai mică, nu erau atât de mulți oameni. Partizanii puteau să coboare și aveau deja semne prin care colaborau cu unii oameni din sat. Desigur, exact cum spuneam, pentru hrană, pentru îmbrăcăminte, uneori pentru muniție, pentru că, na, și asta făcea parte din joc. În momentul în care s-a creat grupul, au fost 16 bărbați și 4 femei. Au fost femei temerare care au plecat la drum cu ei. Și gândiți-vă că nu era deloc ușor, a fost o treabă absolut asumată în momentul în care s-au gândit să plece cu speranța că anglo-americanii vor veni. Așa cum spuneam, Haiducii Mușcelului numărau la început 16 persoane, dintre care o parte și femei. Nu era deloc simplă treaba asta, având în vedere că alegei calea pădurii, calea muntelui. Nu știi pentru cât timp, nu știi ce se va întâmpla, dacă într-adevăr vor veni aliații sau dacă nu se va întâmpla lucrul ăsta. Sigur, fiecare și-a riscat cumva libertatea, familia. Practic, au fost oameni din sat, cum s-a întâmplat cu frații Arnăuțoiu, cu Toma, cu Petre, care au plecat de lângă familii și n-au știut când se mai întorc. Deci, totul plutea într-o incertitudine. Sau, doar, dacă, se mai întorc. Sau dacă se mai întorc. Dar au plecat cu speranța că oameni ca ei reușesc să răstoarne ceea ce deja începuse să se instaureze. E bine, în acest drum al lor, drumul partizanilor, dinspre vârful Strungii spre satul Poinărei, le oferea ar fi? Undeva la vreo 9 km per total, să zic așa. Le oferea posibilitatea de a se refugia fie imediat într-unul din satele, fie în Vâlsan, la Brădetul, Brăduleț, Galeșu și până spre Mușetești, fie spre Corbii de Piatră, spre Zboghițești. Satul Poinărei este foarte interesant că e plasat la o altitudine, nu e chiar lângă apă, nu e chiar lângă drum, e cam ca Nucșoara, așa, la o altitudine un pic mai mare. Acolo au reușit să găsească o zonă, Râpa cu Brase numește, unde au găsit ca o mică grotă, au mai săpat-o. Era undeva la o înălțime de vreo 30-40 de metri, foarte greu accesibilă. Ce s-a întâmplat acolo? Au reușit chiar să-i facă un capac care devenise
cumva cameleonic, să-i spun așa, aproape că nu-ți dădeai seama dacă acolo se află o ascunzătoare sau nu. A reușit chiar să aducă o sobă de tip Godin și să-i facă o aerisire în care, practic, fumul se ducea mai mult spre zona de pădure, să nu se vadă. Imaginați-vă ce ar fi însemnat să se fi văzut fumul în condițiile în care trupele de securitate erau în alertă permanentă. E bine, la Râpa cu Braș s-a născut și fiica lui Tom Arnăuțoiu și al Mariei Plop, Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu, și timp de 2 ani practic a făcut parte din grupul de rezistență. Imaginați-vă ce a însemnat atunci acest lucru. Practic când ultimii partizani au fost prinși, adică Maria Plop cu fetița și cu tică Constantin Jubleanu, au fost forțați să coboare pe o scară din funie. Practic, ei așa se urcau acolo, trăgeau funia, o băgau în ascunzătoare și tot așa coborau. Dar cum s-a ajuns acolo? Exact cum spunea un pic mai devreme prietenul meu și un om al Nucșoarei, Costi Berevoianu, întâmplarea face, pentru că noi nu ne-am vorbit, îl avem lângă noi pe Constantin Berevoianu, Costi, cum îi spunem noi, profesor de istorie, salvamontist, director al școlii de la Nucșoara, un om cu o mare greutate în comună, un om cu foarte multe povești interesante și un om acreditat, spun eu, să ne spună anumite lucruri foarte interesante. Eu începusem povestea despre grupul de la Nucșoara Haiducii Muștelui, însă Costi s-a alăturat nouă să ne puncteze câteva istorioare foarte importante. Așa că îți dau voie să ne zici mai departe. Bine ați venit la Nucșoara. Aici, pe malul lacului Învârtit, au avut loc și evenimente tragice în această epopee a partizanilor. Studentul Cornel Drăgoi, fiind în vacanță, a fost urmărit de securitate și arestat după o fugă prin grădini cu focuri de armă. Tânărul s-a ascuns sub un podest de pescuit și respira așa cât să nu-l vadă urmăritorii, dar un pescar binevoitor le-a indicat locul unde este ascuns și atunci a fost capturat. El a fost primul arestat din această comună, din această... Prima victimă. Primul arestat în acțiunea securității din 19 iunie, când la Conacul Arnăuțoiu au descins forțele de securitate și au fost împușcați și 2 securiști, iar Tom Arnăuțoiu a fost rănit în picior. Epopeea a continuat prin urmărirea lor în pădure și, după cum se cunoaște, rezistența a dăinuit vreo 10 ani în aceste păduri și locuri propice. Grupul venea destul de des pe perioada de vară în zona satului, unde au fost implicate peste 30 de familii în ceea ce însemna susținerea lui. Imaginați-vă că nu aveai cum să fii de unul singur sau doar 16 oameni plecați. Aveai nevoie de o logistică în spate, aveai nevoie de oameni care să te susțină, inclusiv cu informații, dacă nu și cu hrană și cu armament. 2 dintre aceste persoane au fost femei extraordinar de apreciate atât de către Tom Arnăuțoiu, cât și de întregul personal implicat în mișcarea de rezistență, și anume cele 2 surori, Marina Chirca, sau Marinica, cum îi spuneau, și sora ei, Ana Simion. E bine, trupele de securitate erau din ce în ce mai aproape și se gândeau cumva la un plan care a fost până la urmă absolut diabolic, pentru a reuși să obțină mai multe informații despre bandiți, așa cum erau ei denumiți. Deci, dacă nu erai cu sistemul, erai denumit bandit. La un moment dat, în satul Slatina, acolo unde Ana Simion își desfășura activitatea, practic era la un magazin unde servea alimente pentru toți cei care veneau la muncă, la pădure, a fost infiltrat un anume personaj care evident avea un nume de cod. El la rândul lui a fost, ca să zic așa, spionat să vadă dacă își face treaba sau nu.
Ce a început să facă acest individ, să se dea iubitor de locuri, să spună că avea niște intenții foarte bune și chiar a cerut-o în căsătorie pe Ana Simion. Se pare că și ei i-a plăcut, el a fost oarecum de acord și au promis să călătorească spre Sfântul Gheorghe, de acolo de unde era bărbatul. Numai că asta a fost o înscenare, i-a prins pe tren, aveau niște țuicăle, spunea că n-ai voie să transporți alcool, a fost luată, dusă la Gilava și, bineînțeles, din păcate, schingiuită, ca să spun. Ăsta este realmente termenul, să spună și să spună unde se ascund bandiții. Nu a spus, la fel ca și sora ei, Chirca Marinica, așa cum spuneam că o alintau cei de aici, despre care Toma Arnăuțoi spunea că a fost cea mai fidelă grupului. A fost arestată în două rânduri și nici măcar o dată, după bătăi crunte, la Pitești, la Jilava, nici măcar nu a vrut să pronunțe numele lor. Nu știu, nu mă întrebați, habar n-am. Evident că securitatea nu se lăsa dezarmată în acest sens și tot forțau nota. A fost încarcerată, după care eliberată. Eliberată undeva prin 60-61-62, a reluat activitățile cu grupul de la Nucșoara. Deci nu s-a dat bătută nici măcar după această semitemniță, să-i zic așa, care până la urmă s-a dovedit a fi o temniță, dar a reușit să se elibereze. Un alt personaj foarte important și, culmea, tot feminin, a fost Elisabeta Rizea, casa pe care tocmai am văzut-o mai devreme și care este spre restaurare. Și precum este și numele străzii. Și numele străzii. Străzile de aici, din Nucșoara, poartă numele personajelor din mișcarea de rezistență de la Nucșoara. Tom Arnăuțoiu, Elisabeta Rizea, așa cum am văzut. Revenind la Elisabeta Rizea, nu a făcut parte în mod direct, nu a plecat mai departe cu grupul, a rămas alături de soțul ei, Gheorghe, în sat, pentru a sprijini. Evident că securitatea, prin tot ce a însemnat presiune, a reușit cumva să-și dea seama de faptul că este una dintre persoanele și împreună cu soțul, cu familia, care îi susțineau pe bandiți, drept pentru care a fost deja arestată prima dată și torturată într-un mod extraordinar de urât. A fost dusă la Pitești. La închisoarea Pitești? Acolo vorbim despre, acolo experimentul este altceva. Ca să vă spun așa despre cât de brutală a fost metoda, practic au urcat-o pe masă și pe un scaun și au spânzurat-o de păr. Părul ei bogat, prins în coadă. I-au tras masa și scaunul și practic a rămas doar scalpul și coada agățată. Ca să vă puteți imagina cât de trist. Îmi pare rău că trebuie să spun lucrurile astea, dar trebuie să aflăm, din păcate, povestea asta atât de tristă. Ca și consoartele ei, Marina Chirca și Ana Simion, Elisabeta a continuat să susțină, indiferent la câte atrocități a fost supusă, a continuat să susțină mișcarea și, bineînțeles, grupul. Povestea ea în Memorialul Durerii, pe care îl recomand tuturor, îi povestea Luciei Hosu-Longin despre faptul că atunci când veneau securiștii, își făcea cruce cu limba și spunea: rezist la orice, Doamne, ajută-mă să nu spun nimic despre băieții. Probabil că și lucrul ăsta o întărea și acum haide să ne gândim la faptul că, practic, în momentul în care o singură dată ești abuzat, că nu pot să denumesc un alt cuvânt, și ți se promite, pentru că trebuie să le spunem că securitatea îi momea cu bani, îi momea cu funcții, îi momea cu proprietăți. Ei aveau legământul ăsta, crezi, au și depus un jurământ în casa părinților lui Toma și a lui Petre, la Iancu Arnăuțoiu și la Laurenție Arnăuțoiu, acolo, prin care spunea că să nu trădeze niciodată. Imaginați-vă ce ar fi însemnat să trădeze și pentru cât puteai să trădezi. Nu însemnau nimic banii respectiv. Cum s-a și dovedit spre finalul poveștii, triste din păcate, al tuturor mișcărilor de rezistență anticomunistă din România, pentru că spre finalul anului 1958, după ce au petrecut câteva ierni teribil de grele, își făceau bordei în zona montană,
cum să poți să trăiești iarna în zona montană când nu ai de niciunele? Ei evitau să iasă pentru că ar fi lăsat urme pe zăpadă și astfel securitatea i-ar fi identificat foarte ușor. Reușeau să cu diverse uscături, crengi, să camufleze și trebuia să stea acolo. Imaginați-vă că la un moment dat au ajuns chiar una din ultimele ierni să mănânce doar mălai cu coajă de copac pisată. Practic, asta le-a fost mâncarea. Imaginați-vă ce a însemnat. Desigur, s-au confruntat ca oricare om cu boli, cu malnutriție, cu sigur, anxietăți. Absolut firești până la urma urmei, că tu plecasei pentru un crezi, dar în același timp tu ești o structură fizică, simți oboseala, simți lipsa hranei și tot așa. E bine, împinși cumva de conjunctura asta, au reușit să revină în să coboare pe Munchie spre Păinărei la unul din prietenii și colegii de școală generală a lui Toma, și anume Grigore Păinăreanu, cel care până la urma urmei a încălcat jurământul, a demenit de securitate și se spune despre el că era un caracter destul de dubios, duplicitar, cu anumite probleme și cu legea. Au reușit să-l înduplece securitate și să organizeze un flagrant. Toma și Petre au venit în curtea lui din sat din Păinărei, le-a pus la masă, după cum le era obiceiul, și a zis să guste o țuică. În țuică le-a pus tranquilizant. La un moment dat, Tom a început să se simte rău și a dat seama că, de fapt, ceva nu e în regulă. A încercat să fugă. Petre, din păcate, a fost afectat și mai tare și n-a mai reușit să fugă. L-au capturat pe Petre, după care și pe Tom în fugă, au tras după el, l-au și rănit. Și, evident, a spus, spune-ne unde sunt ultimii. Practic îi capturase pe ei, cei care crease, căpetenile erau. Și așa au reușit să le indice râpa cu brazi, unde se afla Maria Plop, cea cu care Tom Arnăuțoiu a avut-o pe Ioana, și Constantin Jublanu, cel care nu s-a dat bătut. Deci mama și fetița au coborât. Desigur că probabil și Toma s-a gândit la faptul, haide să le spun, de dragul copilului. Imaginați-vă ce înseamnă să știi că ai un muguraș atât de mic și probabil că era desigur teamă să nu fie împușcată și fetița. Constantin n-a vrut. A rezistat până la ultimul cartuș și a și făcut deopotrivă victime în rândul comuniștilor, dar din păcate a fost împușcat. Ce a urmat după capturarea lor și un an de zile de proces care nici nu are sens să ne mai gândim cum a fost făcut și comandat. Și din păcate au fost executați alături de alți membri din, nu neapărat din grup, ci pur și simplu care au sprijinit în mod direct. Alții au fost condamnați la 20 de ani de muncă silnică, ca luarea averii. Practic au fost deposedați de absolut tot. Sigur că nu-și mai făceau niciun gând cei care au rămas. Gândiți-vă, să spună, 25 de ani de temniță grea, izolare. Numai că, din păcate, au fost executați la Jileava în noaptea de 18 spre 19 iulie 1959. Și astfel, cumva, s-a încheiat rezistența ultimului grup împotriva comuniștilor. Fetița de 2 ani. Fetița. Asta vreau să ajung aici. A fost dată spre un orfelinat la Câmpul Lung, iar după alți 2 ani a fost înfiată de către o familie din București. Doamna Raluca, Ioana, are o poveste absolut interesantă, fabuloasă, pentru că n-a știut până în 89 ce s-a întâmplat. A avut parte de o educație extraordinar de solidă, chiar a făcut conservatorul. Să menționez, născută în 1956, nu mai mi-aduc aminte data exact, dar cu siguranță 1956. E bine, a aflat la Revoluție că, de fapt, părinții care au crezut să nu erau părinții lui, s-a spus de unde a venit, a început să meargă la Pitești și, bineînțeles, și la București, la CNSA, să caute și uite, așa a făcut firul poveștii. Evident că după a și cerut dreptul să îi se pună numele și de Arnăuțoiu, deci a reușit cumva să rămână bastionul cu adevărat viu. Pe lângă Marina Chirca, Ana Simion și Elisabeta Rizea, care au supraviețuit și au spus poveștile mai departe. Elisabeta Rizea a decedat în 2003, am cunoscut-o în 1999, venind aici pe lac, la Nucșoara, să pescuiesc.
era cu ceva oameni, nu înțelegeam încă la vârsta aia de 19 ani însemnătatea și rolul ei în peisaj, dar după aia am început să mă intereseze foarte mult. Au trăit destul de mult, culmea, destul de mult, deși fusese atât de abuzate fizic și psihic, și au reușit să spună mai departe această poveste, care până la urmă, din păcate, s-a dovedit a fi una tristă, dar știți cum e? Se spune despre istorie că este cea mai frumoasă poveste, însă depinde cine o scrie și depinde cine o spune și depinde cum e spusă. Acestea fiind spuse, iată, materialul nostru se oprește aici. Îți mulțumim foarte mult pentru turul de astăzi. Eu vă mulțumesc tare mult. Stați aproape că mai urmează ceva interesant și să ne vedem cu bine și data viitoare. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că am avut șansa să vă povestesc tuturor despre locurile astea minunate din apropiere de Curtea de Argeș, despre Valea Râului Doamnei, Valea Vâlsanului, despre Nucșoara și practic despre o mică lecție, aș spune, doar o mică lecție de istorie. Sunt convins că mai pot fi adăugate și alte elemente, dar m-am gândit așa să reușim să mobilăm povestea de astăzi cu toate zonele pe unde am mers. Vă mulțumesc tare mult și noi vă mulțumim. Să aveți o audiență bună de fiecare dată când realizați. Faceți o treabă minunată și vă doresc succes. Mulțumim. Scrieți în comentarii care au fost cele mai interesante povești pe care le-ați auzit astăzi și să ne vedem cu bine data viitoare.